Energie și bucurie în sala de dans a Palatului Culturii Teodor Costescu. Aici cei mici au ocazia să-și descopere propriul corp și să-și dezvolte simțul artistic cu ajutorul cursurilor de balet, organizate și desfășurate de către Florin Giura. Acesta reușește să adauge zâmbete, energie și voie bună în rândul micilor cursanți, în ciuda contextului social în care ne aflăm. Florin Giura este referent de specialitate în cadrul Palatului Culturii Teodor Costescu, iar în sala de dans a reușit să creeze pentru cei mici un întreg univers al baletului foarte bine structurat. Iar la cursurile acestuia, copiii au ocazia să își descopere propriul corp și să dezvolte simțul artistic. Suntem foarte bucuroși datorită faptului că am reușit să reluăm cursurile de balet după o perioadă destul de îndelungată. Avem cursanți noi, am format mai multe grupe în cadrul Palatului Culturii și încă mai așteptăm cursanți, deoarece dorim să facem mult mai multe grupe decât la ora actuală câte avem. Acum sunt vreo 4 grupe, dar până la 7-8 grupe le putem rezolva ușor, fără nicio problemă. În ciuda contextului social în care ne aflăm, bucuria și energia celor mici este redată prin desfășurarea săptămânală a cursurilor de balet. În prezent sunt 4 grupe formate în funcția de vârsta celor mici, iar cererile de înscriere încă se pot depune la caseria Palatului Culturii Teodor Costescu. Avem pe adresa de Facebook a Palatului Culturii un anunț unde există și număr de telefon. Părinții mă pot contacta pe mine, iar eu o să-i îndrum mai detaliat, exact, deoarece trebuie să ajungă aici, în spate, la contabilitate, la caseria Palatului Culturii, să depună o cerere, să completează o cerere de înscriere pentru copil, se plătește o taxă de 100 de lei lunar, abonamentul, și după aceea copilul va fi introdus într-o grupă cu vârste apropiate. Noi acum încă le formăm și vrem să-i separăm puțin, adică să nu fie copil de 3 ani cu 10 ani sau știu eu, deci să fim cât mai apropiați de vârstă. E cel mai bine de lucrat așa și cel mai indicat. Cursurile îi pun pe copii în contact cu muzica clasică, pentru că exercițiile de balet se fac doar pe acest gen de muzică. Indiferent de cât timp fac balet, fie un an, fie câteva luni, cei mici sunt încântați de ceea ce învață aici cu ajutorul profesorului de dans. De cât timp practici baletul? De un an și jumătate. Îți place ceea ce faci? Da, eu mi-am dorit de la un an să fac acest lucru. Și vrei să continui și pe viitor? Normal că da. De cât timp faci balet? Cred că de un an jumate, să cred că ceva. Îți place ceea ce faci? Da. De la 4 ani am fost interesată de balet și m-am înscris la balet. Îți place baletul? Da. Pe viitor vrei să continui tot cu baletul? Da. Și îți spui și ce vârstă ai? 6 ani. Îți place să practici baletul? Da. De cât timp practici? De 3 ani. Și acum ce vârstă ai? 8 ani. Cât timp practici baletul? De un an, ca și cealaltă. Și îți place ceea ce faci? Da, foarte mult. Vrei să continui și pe viitor? Da. Și te descurci și cu școala și cu cursurile de balet? Da. De cât timp practici baletul? De 5 ani. Îți place ceea ce faci? Da. De viitor vrei să continui tot cu baletul? Da. Ce vârstă ai? 10 ani. Și cum te descurci și cu școala și cu orele de balet? Bine. Îți place să practici baletul? Da. Pe viitor vrei să continui tot cu baletul? Da. Printre micile balerine talentate, surpriza reporterilor noștri a fost prezența unui băiețel, singurul printre atâtea domnișoare, care s-a arătat extrem de încântat de cursurile de balet. Cum te simți că e singurul băiat dintre atâtea fete frumoase lângă tine? Mă simt destul de ok. Îți place să faci baletul? Da. Și asta... să continui și pe viitor? Da. De asemenea, cursurile de balet oferă micuților dansatori șansa de a-și dezvolta comunicarea, răbdarea și cooperarea. Se pune accent atât pe dezvoltarea corporală armonioasă, cât și pe dezvoltarea emoțională sănătoasă a copiilor.